Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Fiecare dintre noi am trăit oarecum sub anumite manipulări de tip religios, teologic, prin care am fost constrânși să ne pocăim, să luăm anumite atitudini, să facem anumite lucruri în numele Domnului sau de frica faptului că vine Domnul, că se întâmplă anumite lucruri, că evenimentele se desfășoară. Și am auzit nu odată, ci de mai multe ori și chiar eu am spus în anumite situații: Acum trebuie să fac o schimbare, pentru că. Întrebarea mea este. Oare avem o motivație corectă, o motivație bună atunci când facem anumite lucruri în biserică sau în viața de credință de frică să nu se întâmple anumite lucruri sau de frica de a nu suporta o anumită pedeapsă? De-a lungul evului mediu, biserica a avut pârghile ei prin care se-i constrângă pe oameni. Și acum, în epoca aceasta, judecăm Biserica acelui timp pentru că a folosit aceste pârghii în mod abuziv și, într-adevăr, au fost multe situații tragice, dramatice, războaie făcute în numele Lui Hristos, închiziție în numele Lui Hristos, torturi în numele Lui Hristos și tot felul de lucruri făcute în numele Lui Hristos. Dar, să știți că aceste aceste reflexe nu au încetat. Dacă e să vorbim de lumea neoprotestantă, vorbim de iad și de pocăința, că vine iadul și că o să arzi în iad, dacă vorbim de o anumită fracțiune a, a neoprotestantismului, de lumea mișcărilor advente sau adventiste și acolo există acel... A, acel clește al coerciției care ține de judecată, judecată de cercetare. Acum vine Domnul, acum se închide harul, și fiecare biserică are în felul ei o zonă de coerciție. Dacă nu o are, vine pe linia manipulatorie, ultraliberală, în care nu mai există acea coerciție, acum poți să faci absolut ce vrei, și cârligul, lipiciul, constă în a dărâma toate elementele tradiționale și de a face lucrurile după bunul plac. Așa că aș vrea să vedem în seara aceasta în ce măsură putem scăpa de această gândire extremistă și de aceste escatologii salvatoare. Vai, vine Domnul să ne salveze, să ne scape de reumatism, de bol, de moarte, de suferință, de ăștia răi din lume care au pus stăpânire pe noi. Dumnezeu vine în lumea aceasta și împărăția Lui și această venire a împărăției îi face pe foarte mult să capituleze în fața vieții și să trăiască într-o existență suspendată între ceea ce este în prezent și ceea ce va fi în viitor. Dar nu, e, nu sunt nici în prezent, și nu au ajuns să trăiască nici în viitor. Așa că uh, trăiesc într-o lume iluzorie. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu un unghi de-al meu, tocmai murise mama lui și îmi spunea ceva de genul, ce bine de mama a ajuns în locul acela al liniștei și al tăcerii. Și viitorul nu mai afectează în niciun fel pentru că nu știe ea ce o să urmeze a scăpat de persecuții, de prigoană, de vremurile alea de strâmtorare. Ce bine de mama! Și a spus, auzi, tu vorbești ca un învingător sau ca un loser religios. Este, dacă vreți, un refugiu al oamenilor slabi, lipsiți de credință și a oamenilor care au uh, mize mici în viață, au renunțat la ceea ce se întâmplă acum în viața aceasta și și-au suspendat întreaga credință pentru un viitor foarte mult plasat în imaginar, pentru un viitor care de multe ori este creonat în niște scenarii subiective. Și așa cum e clar că viitorul nu poate fi pus cu exactitate de către nimeni, el este foarte mult subiectiv, chiar dacă vorbim de ceea ce se creonează în Sfânta Scriptură, totuși noi nu putem percepe 100% cum va fi viitorul. Da? Așa că o să vorbim astăzi despre escatologiile salvatoare și... Când vorbim de escatologii salvatoare, vorbim și despre niște colportori ai acestor escatologii. În creștinism, sau într-o anumită parte a lui se poartă foarte mult această idee. Vine Domnul, vine Domnul, vine Împărăția Lui Dumnezeu, ne pregătim să fim gata că vine Domnul și ne arde cu foc sau ne ia în rai. Reflexul acesta de a recurge la escatologiile salvatoare în detrimentul trăirii vieții cotidiene mi-aduce aminte de o fabulă din cele culese de Tolstoi și aș vrea să vă prezint aici o carte, o culegere de fabole făcută de Tolstoi, avea o pasiune să culeagă fabule. Unele dintre ele chiar le traducea din fabolele lui Esop și altele le culegea din folclor sau altele le scria el. Aici, la, în cartea aceasta intitulată Furnica și Porumbița, poate că unii dintre voi aveți în în bibliotecile dumneavoastră pentru că este o ediție mai veche din 1987 apărută la editura Ion Creangă. Nu-i fac reclamă pentru că editura este deja... Cartea nu a mai fost reeditată, așa că nu e nicio problemă. Poate o găsiți pe la anticari. Uh, am primit-o în 1988 la o festivitate de premiere de la o învățătoare, prima mea învățătoare din clasa 1 Pentru că în clasa 1 am avut două învățătoare, uh, trei chiar, trei, da, trei învățătoare uh, Și una dintre ele mi-a rămas, două dintre ele mi-au rămas la suflet, una mi-a rămas în memoria negativă, afectivă pentru că era o activistă de partid înflăcărată și am suferit bătăi și persecuții din partea ei Pentru că nu mergeam sâmbătă la școală potrivit înțelegerilor pe care le aveam atunci Așa că în această carte de fabule Tolstoi a surprins o fabulă intitulată Mincinosul Și aici Mincinosul este un păstoraș care avea obiceiul să-i păcălească pe săteni că vine lupul. Și aș vrea să citesc fabula Este foarte scurtă, dar este plină de esență. Și de aici aș vrea să țesem, să țesem această discuție noastră din seara aceasta. Aici spune așa Tolstoi Un flăcăiaș păștea oile și prin se striga chipurile că văzuse un lup Ajutor, lupul, lupul! Țăranii veniră în fugă, dar se dumeriră că fusese răpăcăliți Flăcăiașul mai făcut de două sau trei ori sprava aceasta Dar odată se întâmplă ca lupul să dea cu adevărat iama în oi Flăcăiașul strigă iar Săriți, săriți, că a dat lupul în oi Țăranii se gândiră că iar vrea să-i păcălească și nu mai veniră la chemarea lui. Cât despre lup, văzând că nu are de cine să se teamă, sfâșie toată turma după plac. Ceva de genul este și jocul acesta de a escatologiile salvatoare. Vine Domnul, hai să ne pocăim. Vine Domnul, suspendăm activitățile. Nu mai facem școală, nu ne mai implicăm în viața socială. Abia așteptăm să se ducă de râpă totul că vine Domnul. Și totul este despre lumea cealaltă. În lumea de astăzi, numai necazuri, suferință, lumea este un element ostil, un element negativ, un element de care este bine să scapi, în care să nu te amesteci prea tare, pentru că altfel pierzi mântuirea, pierzi viața veșnică. Ei, o astfel de abordare limitată, capsată, extremistă, nu poate decât să te țină ori într-o bulă a fanatismului toată viața și să crezi că toți ceilalți, lumea și oamenii, îți sunt ostili, numai tu ești cel bun și ești persecutat de toți, sau să suferi, dacă mai ai un pic de rațiune și de gândire sănătoasă, nenumărate dezamăgiri. Mi-aduc aminte că. Am ascultat în predici și am și predicat în stilul ăsta pentru că așa am fost format de felul acesta în care ți se spunea cu subiect și predicat domnule, maxim anul ăsta și vine domnul. Eram în seminar și un mare evanghelist de felul ăsta, zburător prin aer, spunea că Maxim 5 ani, deci a zis-o clar, maxim 5 ani și vine domnul, care el informații de pe nu știu unde, că se întâmplă lucrurile într-un anume fel, că legi și așa mai departe. Au trecut de atunci, gândiți-vă, undeva de prin 2006-2007, de ani. Suntem în 2024 și lucrurile nu s-au întâmplat. Asta nu înseamnă că vom cădea în necredință, dar nu s-au întâmplat când zicea și cu gravitatea aceea, în momentul în care ieșeam de la astfel de predici, începeam să mai arunc din cărți, începeam să fac anumite schimbări de frică. Bineînțeles că schimbările astea le făceai tot ghidat de niște înțelepți din ăștia care spuneau să arunci televizorul, să arunci calculatorul. Să stai un anumit or, timp de ore pe genunchi, să citești Biblia, nu știu cât, să faci atâta lucrare misionară și să trăiești tot timpul în acea așteptare a întâmplării unui eveniment care oricând putea să te lovească după cap. Câți dintre voi n-ați trăit în felul ăsta? Și am tot stat să mă întreb, analizând reflexul ăsta care produce o gimnastică a unui sport extrem, este stilul de bungee jumping, acum sar în gol și rămân tot cu inima în gât, așa, oare se rupe sau nu se rupe coarda. Și tot am stat și am analizat reflexul ăsta pe care mi l-am format și eu de a merge tot timpul spre escatologiile salvatoare. Și mi-am dat seama că este contraproductiv, este anti și nu rezolvă nicio problemă. Mă ține suspendat într-o existență care nu există nici acum, nici în viitor și apar așa ca un fel de ciudat peste tot. Cum s-au raportat oamenii lui Dumnezeu la momentele profetice, la mesajul lui Dumnezeu care se întindea ca împlinire pe zeci, Sute de ani. Primul care apare primind un mesaj de genul acesta din partea lui Dumnezeu este Noe. Da, Noe a lucrat 100 și ceva de ani la clădirea unei arce, la porunca lui Dumnezeu, un proiect care durează pentru noi chiar două vieți, la cât trăim noi în comparație cu Noe și. În felul acesta putem vedea că Noe a fost angrenat și a fost angajat ani de zile în construirea corabiei, a fost angrenat și a angajat în transmiterea unui mesaj că vine potopul, dar în același timp a avut de lucru în timpul său prezent. După ce a primit mesajul, Noe s-a apucat de lucru. Uh, N-a trăit tot timpul cu groaza și cu spaima când va veni, știa că va veni, dar nu și-a pus problema în felul acesta, când vine, astfel încât să nu mai facă nimic. Să fie atât de absorbit, atât de, absorbit de elementul când, Astfel încât să nu mai facă nimic în prezent. Vai, vine potopul, vine potopul, vai! Nu mai fac nimic, nu mai construiesc arca, nu mai fac nimic că vine potopul, vine potopul. Cam așa suntem în momentul în care mergem spre escatologiile astea, chipurile salvatoare. Atât de captați și coptați de ideea că uh, vine Domnul, încât nu mai facem absolut nimic. Sau dacă facem, urmăm niște rețete date de alții, astfel încât să corespundem și să fim atât de pregătiți când vine Domnul încât să nu avem niciun cusur. Noe a avut răbdare. În fiecare zi lucra la construcția arcei. Primea bagiocuri, predica despre venirea potopului, probabil că oamenii puneau întrebări, dar a avut un proiect de lungă durată. Întrebarea mea este pentru toți aceia care au... Reflexul ăsta de tip electrocardiogramă: că vine domnul, care este lucrarea lor de durată? Și o să vedeți că nu găsiți mare lucru. Vă rog, analizați pe toți aceia care predică în felul acesta, și o să vedeți că realizarea lor este în a-i pe alții pe lungă durată, astfel încât ei să-și satisfacă niște nevoi punctuale. Uh, Mulți dintre ei care predică în felul acesta au căsuțele asigurate pentru că se vinde foarte bine sperietoarea aceasta. Au traiul asigurat de alții și normal că ei pot să se pregătească să vină Domnul. Pentru că nu-i doare capul să-și facă firme, nu-i doare capul să lucreze, să fie angajați undeva foarte mulți dintre ei, pentru că ei sunt lucrători pentru Domnul. Nu-i doare capul să își întrețină familiile, pentru că ceilalți apostaziați, cu ghilimele de rigoare, au grijă de nevoile lor să-i întrețină. Și în felul ăsta ei pot să trăiască într-un ilotempore și într-o meditație continuă și într-o stare spirituală ireproșabilă și impecabilă, pentru că nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Citez din Psalmul 73. Răbdarea lui Noe și așteptarea lui a fost una activă. Noe a lucrat în fiecare zi la arca aceea. Și bineînțeles, avea și proiectul acesta de a le spune oamenilor că vine potopul. Însă, foarte mulți dintre cei care predică că vine Domnul nu fac nimic în restul vieții lor. Apoi, dacă vorbim despre trecerea timpului, putem vedea că există un timp cronologic și unul profetic. Timpul cronologic care măsoară zilele, lunile, anii, da, viața noastră diferă de timpul profetic. Unii dintre noi vrem să-l comprimăm în timpul cronologic și să spunem acum și măsurăm evenimentele profetice uh, spuse în uh, cuvântul lui Dumnezeu după viața noastră și am vrea ca acum să se întâmple anumite lucruri. Nu este rău, dar nu este nici exact și nici sănătos să faci lucrul acesta. De ce? Pentru că și Apostol Pavel și-a dorit lucrul acesta ca Domnul să vină în timpul vieții lui. Chiar a crezut o vreme, dar după aceea Dumnezeu i-a corectat viziunea cu privire la anumite evenimente și a spus stai liniștit că nu acum, mai trebuie să treacă ani sau poate zeci sau sute de ani. Așa că timpul cronologic nu este congruent, nu este același cu timpul profetic. Din punct de vedere cronologic, viața noastră se desfășoară. Secundă cu secundă, minut cu minut, oră cu oră, da, an cu an. Însă, dacă vorbim de timpul profetic, acesta poate să aibă o altă măsurătoare și un alt timp de împlinire. De exemplu, de la prima făgăduință, Geneza 3 cu 15, că Dumnezeu spune că fă, f, a, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, trec vreo 4000 și ceva de ani. Wow! nu e cam mult să împlinește o făgăduință. Probabil că uh, și primii părinți au crezut că împlinirea ei va avea loc imediat. De fapt o traducere a versetului din capitolul 4 în care uh, Eva spune am căpătat ajutor, uh, am căpătat un fiu cu ajutorul Domnului, am născut un fiu cu ajutorul Domnului, altă traducere spune: Am căpătat un om sau un fiu pe Domnul, et Hadonai. Da? Uh, și asta suportă și susține o anumită credință, că în momentul acela credea că a venit Mesia, Salvatorul. Și probabil că și ceilalți patriarhi și-au dorit ca să vină Mesia, să vină Salvatorul. Însă, Trecerea timpului a arătat că împlinirea făgăduinței se va face cândva în viitor. 4.000 și ceva de ani ca să se împlinească o făgăduință. Timpul, timpul profetic. Dacă vorbim de succesiunea imperiilor, toate au fost profetizate, dacă vorbim de profetul Daniel, dar a trebuit să treacă sute de ani până când s-au împlinit aceste făgăduințe și aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Așa că trebuie să facem distinția între timpul istoric, cronologic și timpul profetic. Pentru că ele diferă, nu se suprapun întotdeauna. Suprapunerea lor se face la intervale mari de timp, sute sau poate chiar mii de ani. Așa că dacă avem dorința de a-l face pe Dumnezeu să împlinească o făgăduință acum, în timpul vieții noastre. Sunt foarte mari șansele ca ea să nu fie împlinită și să trăim cu o dezamăgire continuă. Ucenicii au vrut să facă la fel cum facem noi în zilele noastre și în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, întâlnim aceeași curiozitate a ucenicilor și aceeași dorință de a aduce evenimentele în timpul vieții lor. Și o întrebare de tip refren era, Doamne, când se vor împlini toate aceste lucruri și care va fi semnul venirii împărăției tale? Vrem să știm, Doamne, semnele, soroacele, când va veni împărăția ta? Și în Evanghelia după Matei, capitolul 24, după ce s-au apropiat să arate clădirile templului, ei l-au întrebat. Versetul 3. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Nu este rău să întrebi, să-ți dorești ca Domnul să vină în timpul vieții tale. Nu vreau să mă înțelegeți greșit că bagatelizez sau banalizez textul Scripturii. Ba, din potrivă. Vreau să ne ferim de anumite extreme și de anumite dezamăgiri pe care le-am trăit și eu. Astfel încât să cădem în necredință și să considerăm cuvântul lui Dumnezeu ca fiind ceva așa, în colecție de mituri, de basme și de povești care sunt bune pentru cei slabi de îngeri și pentru cei care au capitulat la trăirea vieții acesteia. Ucenicii în dorința lor de a se instaura împărăția în timpul vieții lor, îi pun această întrebare. Când, Doamne? Și Domnul Hristos nu le dă o, o soluție punctuală. Ați observat lucrul ăsta? Le trasează un cadru general care privește atât timpul lor, în apropierea lor, anul 70, cu dărămarea Ierusalimului, dar și anumite aspecte care țin de sfârșitul timpului. Și aici este foarte grav dacă suprapui întotdeauna ceea ce s-a întâmplat atunci, în vremea ucenicilor, cu ceea ce se va întâmpla în vremea sfârșitului, pentru că toate condițiile de viață s-au schimbat și se vor schimba într-un mod dramatic și într-un mod cât se poate de uh, divers. Viața din secolul uh, I nu seamănă aproape deloc cu ceea ce este acum în secolul 21 și cu ceea ce va fi în viitor. Condițiile se schimbă și se vor schimba. Atât de mult încât este foarte greu să spui exact ce va întâmpla așa la timpul ăsta și noi o să facem asta și asta și cealaltă. N-ai cum. Este pueril să gândești în felul acesta. Așa că ucenicii vin și cer soluții. Vor răspunsuri clare, concrete și Hristos le prezintă situații generale, anumite evenimente care se vor întâmpla, dar nu le spune exact când. De ce? Și lucrul ăsta îl fac și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Vin din nou să-L întrebe, Doamne, în vremea asta sau când ai de gând să instaurezi împărăția? Noi vrem să știm când? Și răspunsul clar al Mântuitorului este nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele. Pe acestea le-a păstrat Tatăl în grija Lui. Asta ar trebui să ne dea mult de gândit. Pentru că ori de câte ori era întrebat când Hristos le transmite un mesaj mult mai complex, nu divaghează. Ci le arată că nu este treaba lor să cunoască ceasul și ziua venirii Domnului Hristos, ci problema lor este să fie pregătiți și să fie găsiți lucrând pentru cauza lui Dumnezeu. Chiar spune Mântuitorul în una dintre pildele sale: Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând Așa, adică îl va găsi în acțiune, în slujire, nu într-o așteptare ca să fie mântuit, să vadă Dumnezeu cât de polișat este el și cât de strălucitor, și să zică na bine, acum ești numai bun de băgat în rai. Nu despre asta este vorba, ci este vorba despre o angrenare în slujire, în misiune. Alarmismul și speculațiile se vând foarte, foarte bine, s-au vândut întotdeauna și asta senzaționalul în toate domeniile captează atenția și face pe oameni să fie foarte prezenți emoțional. Și lumea teologică și lumea evanghelică și lumea bisericească nu face excepție de la lucrul acesta. Există oameni care sunt ahtiați după știri negative, există oameni care sunt foarte dornici după un divertisment de proastă calitate și există oameni foarte dornici după senzaționalul acesta al escatologiei. Acum se întâmplă, acolo s-a semnat nu știu ce, s-a făcut nu știu ce și Ah, ne pocăim că vine Domnul. Câte decrete, câte legi nu s-au dat și nu se vor mai da, câte evenimente și uh, războaie și vești de războaie și ciume și boli și conflicte și ură între popoare n-au fost și nu vor mai fi. Și dacă la fiecare încerci să faci aplicații de genul acesta cu un accent pus Nepotrivit vei suporta n dezamăgiri. Dar se vând bine speculațiile și unii trăiesc o viață întreagă din ele și trăiesc chiar bine, pentru că oamenii credincioși sunt foarte dornici să susțină această cauză a lui Dumnezeu și pe cei care predică cuvântul lui Dumnezeu și îi sperie să știți că există o adevărată dependență de negativism. Există o adevărată dependență de negativism. Și oamenii uh, fac orice ca să își întărească anumite credințe vechi. Și reconfirmarea unor preconcepții sau unor credințe îi pune în sfera de siguranță, chiar dacă este vorba de frică. Frica repetată trăită în anumite evenimente de genul acesta, de tip evanghelistic, îi face pe oameni să se simtă în siguranță. Și-au mai luat doza de escatologie salvatoare, respiră ușurați, sunt pe calea cea bună, mai iau încă o doză de prescripții făcute de unii și de alții, iară se simt în siguranță după aceea văd că timpul trece din nou și nu se întâmplă și iarăși au nevoie de o doză de șoc ca să-i ajute să revină pe calea credinței, să nu se piardă în hățișul acesta al lumii depravate și pierdute și neiubitoare de Dumnezeu. Aș vrea să înțelegeți că este foarte greu să găsești echilibrul între a fi credincios, și în același timp a fi ancorat în, a, în realitatea în care trăiești. Sfântul Apostol Pavel a găsit acest echilibru. În 1 uh, Tesaloniceni, el credea că Domnul va veni în timpul vieții sale. Și să citim uh, versetul Întâi Tesalonicen, capitolul 4, cu versetul 17. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, Vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Apostolul Pavel credea într-o perioadă a vieții lui că El va fi dintre cei vii care îl vor întâmpina pe Domnul în viață. Nu e absolut deloc greșit să-ți dorești ca Domnul să vină în timpul vieții tale. Dar este absolut greșit să condiționezi totul de venirea Domnului Hristos în timpul vieții tale. Și dacă nu se întâmplă, ce faci? 1 Tesaloniceni 4 cu 17 sublinează exact ideea aceasta. Apoi noi cei vii care vom fi rămas. Adică Pavel credea că Domnul va veni în timpul vieții sale. Dar cu timpul Dumnezeu i-a descoperit că nu va fi așa. Și același apostol Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, călăuzit de Dumnezeu, cu dar profetic, profet și apostol canonic, spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, așa, cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Erau unii care spuneau, și acum sunt, care spun, Domnul a venit, este venit în spirit, da, în lumea noastră. Sau, va veni mâine, poi mâine, răspoi mâine, peste un an, doi, cinci. Să nu vă tulburați de vreun duh, de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și aici sunt elemente generale. Nu ni se dă un nume de persoană, nu ni se dă un nume de împărăție, nu ni se dă un nume de partid, nu ni se dă un nume de entitate, ci este o descriere generală, pe care o voi putea încadra exact în momentul în care se va împlini lucrul acesta. Și este foarte greu să sincronizezi istoria cu ceea ce spune Pavel aici. Și vei putea să constați retro, după ce s-a întâmplat lucrul acesta, că s-a întâmplat și că s-a împlinit cuvântul Scripturii. <coughs> Ca o concluzie la uh, ceea ce spunea Pavel, unii n-au priceput nimic. Și au continuat să trăiască după basme, după visuri din acestea, nefăcând nimic, ducând un trai nefolositor, visând că vine Domnul, că vine Domnul. Și au început să nu mai lucreze, au început să emită tot felul de teorii, de păreri, de teologii, de ideologii. Și a trebuit ca Pavel să-i centreze și să le spună, măi, fraților, nu, nu trebuie să trăim așa, într-un mod dezordonat, într-un mod dezorganizat, într-un mod în care să duce în viața asta ca niște ciudați, ca niște apucați. Și în capitolul 3 din 2 Tesaloniceni, el spune așa, începând de la capitolul de la versetul 5 Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos în numele Domnului nostru Isus Hristos vă poruncim fraților să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați căci noi n-am trăit în neorânduială între voi și în ce constă această neorânduială Constă tocmai în aduce o viață folositoare. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, fiți atenți. Nu am trăit doar emițând niște teorii. Ah, vine domnul, vine, bine frate, pentru că predice Evanghelia. N-au, uite aici, o mie de euro. N-au, uite aici, o mașinuță. Ia uite să facem și o căsuță. Câți nu sunt din ăștia? Dar când tragi linie să vezi care este produsul finit al vieții lor, este egal cu zero. Bine, în urma contribuției fraților, ies pe plus. Însă, în ceea ce privește realizările lor, sunt la minus. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi, au zis dragilor. Au muncit zi și noapte au făcut și altceva. N-au stat, stat toată ziua numai să uh, predice că vine Domnul, vine Domnul, azi mâine, ieri, poi mâine sau nu știu peste cât timp, sperindu i pe oameni și profitând de pe urma lor. Zice, n-am profitat de pe nimeni, am muncit cu mâinile noastre. Era meșter în facerea corturilor și să știți că facerea corturilor era un meșteșug destul de bine plătit, dar care necesita niște abilități și o îndemânare extraordinară. Ce corturi? Nu făcea corturi din astea de excursii, da? Ca să mergem pe omul și pe negoiu și uh, să mergem, eu știu unde, la mare sau la munte. Nu, nu despre corturi din astea este vorba, ci era vorba de corturi militare. Cine făcea corturi? Armata Romană. Făceau corturi pentru Armata Romană. Și era nevoie să fii foarte îndemânatic să faci astfel de corturi. Nu mai vorbim de dimensiunea lor. Dar Pavel și apostolii au muncit ca să se întrețină și, ca un plus, ca o dovadă a dăruirilor, predicau Evanghelia. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit cine nu vrea să lucreze, nici să nu. Mănânce. Asta, principiul ăsta, i-ar da la o parte pe toți profitorii de pe urma Evangheliei și pe toți puturoșii asistați social. Deci vă dați seama ce ar însemna să nu mai dai niciun ajutor social și niciun fel de sprijin a celor la care nu vor să lucreze, este fantastic. Ai face o reformă totală. Toți puturoșii și toți cerșetorii ar avea de lucru. Cine nu vrea să lucreze este principiul al Evangheliei, inspirat din Scriptură. Poate ne aud și din cei care fac legile și din Parlament să schimbe mentalitatea cu privire la asistații sociali și cadrul în care aceștia pot să primească, în afară de aceia care au dizabilități grave, fizice sau psihice, toți ceilalți ar trebui să muncească. N-ar mai trebui să existe niciunul care stă cu mâna întinsă și să primească de la stat. Că statul trebuie să ne dea. Nu. Nu trebuie să vă dea nimic. Scriptura spune așa. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Punct. Și aici avem mari probleme. Apoi, Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Basme, povești, că vine domnul mâine, poi mâine, știi, hai mai dăm și mie că tu lucrezi. Da, mai erau câte unii criticau așa, că, ba, mă, lucrați tot timpul, că vă dă dracu de lucru, că nu vă pregătiți pentru venirea domnului. Pe păi bă, frate, visător și aerian. Dacă tu n-ai firmă, dacă tu nu știi ce înseamnă să plătești taxe și impozite la stat, dacă tu nu știi ce înseamnă să ai angajați, măcar unul, pe tine, dacă tu nu știi ce înseamnă să te lupți cu toată jungla aceasta economică și socială, astfel încât să produci ceva, este foarte simplu să-i judeci pe ceilalți și să spui că ei sunt necredincioși, că nu se pregătești și nu visează suficient la venirea Domnului așa cum o faci tu, pentru că ai timp să faci lucrul ăsta. Pe de altă parte, extrema cealaltă în care lucrul și lupta pentru existență îți iau tot timpul astfel încât nu mai ai timp nici de familie, nici de cuvântul lui Dumnezeu, nici de meditație, nici de relaxare, nici de concedii, de nimic. Două extreme. Extrema visătorilor romantici care așteaptă să vină Domnul să-i scape de probleme și extrema acelor atât de îngropați în grijile viacului acestuia care sufocă sămânța Evangheliei. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Isus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. La lucru, dragilor! La lucru! Da? Meserii, specializați-vă, faceți anumite lucruri, nu stați numai la întins mâna ca să lucreze alții pentru voi. Apoi, voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi și să nu aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Nu mai sprijiniți la asta. Și nu mai fiți atât de naivi Că știu să manipuleze foarte bine, știu să arunce pastila exact unde trebuie, astfel încât tu să te simți chiar vinovat că nu susții pe acel ucenic al lui Hristos care îți vinde pastile efervescente pe care scrie venirea Domnului, evenimente finale, adevărul prezent, judecată, închiderea Harului. Și automat, parcă ai așa niște, Ref, reflexe din astea, când auzi câte o expresie din asta consacrată, să ciulești urechile și să zici, Doamne, cum să mă ating eu de acest apostol al lui Hristos care vorbește despre atât de multe lucruri minunate, nu? Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați civil și să nu aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine și să, so să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Da? Eh, vorbește și el de acolo, nu socoti vrăjmaș. Dar nici nu-l întreține în această, în această dependență lui de unii oameni care lucrează și. Să-și exerciție mai departe manipularea, astfel încât oamenii să cotizeze în continuare, iar el să continue să debiteze tot felul de teorii, nefăcând mare lucru în uh, binele altora, ci în binele propriu, în ceea ce privește binele propriu. Însuși, Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea, în orice fel, Domnul să fie cu voi cu toți. Iată uh, dorința aceasta. A apostolului de a înțelege clar și de a rămâne în zona de echilibru. Da, evenimente sunt profetizate, când se vor întâmpla nu este treaba noastră, și preocuparea cea mai importantă este să fim ancorați în realitate. Să muncim, să învățăm, să slujim, să fim cât mai eficienți pentru societatea în care trăim. Și să nu ne luăm după basme și tot felul de scorneli ale unora și ale altora. Deja și nu încă. Evenimente care, într-o anumită măsură, s-au petrecut deja, dar nu încă. Venirea Domnului nu știm când va avea loc. Nu știm când se va întâmpla. Nu știm cu exactitate timpul venirii lui Isus Hristos. Pe de-o parte, a fost dorința multora, timp de veacuri, ca Hristos să vină în timpul vieții lor și nu-i putem judeca pentru asta, pe de altă parte a fost și un element de manipulare a multora astfel încât să uh, îi speculeze, să speculeze acel element de frică al oamenilor și să profite la maxim de această venire a lui Iisus Hristos. Deja s-au întâmplat unele lucruri, nu încă nu s-au întâmplat multe dintre ele, dar cu toate acestea, venirea Domnului Iisus Hristos rămâne încă fericita noastră nădejde. Cu această nădejde a murit în suflet Sfântul Apostol Pavel, atunci când spunea în 2 Timotei este ultima epistolă scrisă din punct de vedere cronologic, o epistolă scrisă din închisoare în care îi spune așa uh, Pavel lui Timotei, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea, nu știu care, domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Însă Pavel spune aceste cuvinte după o viață de slujire, după o viață de activitate, după o viață în care a întemeiat biserici, după o viață în care a rânduit prezbiteri, după o viață în care a predicat Evanghelia lui Isus Hristos, după o viață de suferință, de persecuție pentru cauza Evangheliei. Nu a început invers, așa cum fac foarte mulți, se aruncă direct în problematica aceasta a venirii Domnului și nu mai văd nimic de ea, E ca și atunci când nu mai vezi pădurea de copaci. Însă, el a avut această calitate de a lucra și de a-i sluji lui Hristos toată viața lui și de a lucra și de a-și câștiga existența toată viața lui. Dar această nădejde nu i-a Uh, nu i-a pierit din suflet niciodată. În epistola către evrei, la capitolul 10, o epistolă care îmbină atât aspectele teologice cu privire la preoția veche, preoția nouă, slujirea Domnului Hristos în sanctuar și uh, elemente care țin de viața unei grupări, uh, da vorbim despre evrei, care își răciseră credința și aceste sfaturi sunt uh, inserate printre aceste dezbateri teologice pe care cel care a scris epistola le inserează acolo. În capitolul 10 din epistola către evrei se vorbește despre credință și despre păstrarea credinței vis-a-vis -vis de arătarea Domnului Isus Hristos. Evrei, capitolul 10, începând la versetul 35, spune așa: Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare. Ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta tot ce v-a fost făgăduit. Adică ai nevoie de răbdare. Noi, 100 și ceva de ani, apostolii, patriarhii, au avut nevoie de răbdare și unii dintre ei chiar spune n-au căpătat lucrurile făgăduite. Au rămas în această așteptare și au murit cu această nădejde în suflet că îl vor vedea pe Domnul cândva încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar această puțină vreme poate fi înțeleasă în N feluri. Dacă e să ne gândim la faptul că după ce murim nu mai există timp și următoarea clipă este învierea, dacă e să ne gândim la dorința arzătoare a oamenilor de a vedea pe Isus în timpul vieții lor sau la sfârșitul vieții lor, da? Însă această, această expresie, puțină, foarte puțină vreme, dacă e să o calculăm în timp de când a fost scrisă și până când se va împlini, cred că este multă vreme. Este puțin în comparație cu voința lui Dumnezeu și cu timpul profetic, dar este mult dacă o calculăm cronologic, 2000 și ceva de ani. E mult! E puțin în comparație cu timpul profetic al lui Dumnezeu și cu veșnicia. Apoi, cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Cu alte cuvinte, nu este atât de important să știi când. Unii au făcut o obsesie din când, neglijând cum trăiesc în viața aceasta sau făcând o obsesie. Din ceea ce trăiesc în viața aceasta, uitând că, de fapt, venirea Domnului este întâlnirea cu Isus Hristos, este o veste bună, este o mare bucurie, este o încununare a, ex a experienței spirituale personale și o întâlnire a generațiilor trecutului cu Cel pe care l-au iubit și l-au așteptat de-a lungul secolelor și mileniilor. Așadar, dacă e să vorbim de venirea Domnului Isus Hristos, da, cred că ea va avea loc. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu, când nu știu. Și nici nu mă grăbesc să mai dau prognosticuri de niciun fel, pentru că nu fac altceva decât să mărească dezamăgirile și să îi încurajeze pe șarlatani să aibă material de lucru. Cea mai importantă datoria noastră este să lucrăm pentru Dumnezeu, pentru bine, pentru societatea din jur, să avem o viață împlinită și fericită în familiile noastre și să ne pregătim pentru venirea Domnului Isus Hristos oricând va decide El să facă acest lucru. Problema noastră și preocuparea noastră trebuie să fie trăirea împreună cu Isus Hristos. Să fim martori, asta spunea ucenicilor, în Iudea, în Samaria, până la marginile pământului. Restul e problema Tatălui când va face cunoscută și văzută Împărăția sa. Încolo, dragii mei, vă doresc multă pace și multă liniște în suflet. Dați la o parte aceste uh, speculații și toate aceste manipulări și toate aceste esca, escatologii salvatoare care vă otrăvesc sufletul, care vă pot arunca în necredință și care măresc dezamăgirea.